Legea se aplică în condiții grele, atât la propriu cât și la figurat. O știu cel mai bine magistrații judecătoriei Slatina, clădire care nu a mai fost reabilitată de zeci de ani. Pentru început, vă prezentăm mesele de lucru. În această încăpere sunt 6 la număr. O doamnă ne spune că a fost nevoită să își aducă scaunul de acasă. Pe lângă înghesuiala de aici, nu există nici măcar dulapuri pentru depozitarea dosarelor. Acestea sunt ținute pe birouri, sub birouri sau pe scaune. Ne mutăm în alte spații unde dosarele sunt așezate pe bănci din lemn. Până aici, singura problemă pare să fie lipsa dulapurilor și a spațiilor necesare. Trecem și prin sala de judecată, unde mobilierul datează încă de la primele ședințe de judecată care s-au ținut aici. Haideți să vedem și spațiul în care avocații și justițiabilii consultă dosarele. Încă de la intrare te întâmpină un peisaj sinistru. Absolut totul se află într-o stare avansată de degradare. Președintele judecătoriei Slatina, Dan Lixandru, spune că aici nu s-au mai făcut investiții de la înființare. Instanța își are sediul încă din anul 1956 în același imobil situat pe strada Lipscani, expropriat de statul român în anul 1949 și în care inițial și-au desfășurat activitatea atât judecătoria Slatina cât și Tribunalul Popular Olt. Magistrații se află în plin protest, iar printre motivele acțiunii se află și lipsa dotărilor. Nu solicităm decât 3 lucruri mari și late: statut, condiții de muncă decente, uitați-vă în ce condiții lucrăm, ar fi bine să facem pe viitor, dacă se poate, un reportaj în interiorul instanței, să vedem cu ce ne confruntăm. Și ar fi bine, domnul de la minister, măcar 8 ore, nu mai mult, nu și cele suplimentare pe care noi le efectuăm la locul de muncă, să stea lângă noi să vadă ce facem efectiv. Magistrații slătineni vor scăpa abia peste câțiva ani de condițiile grele în care își desfășoară activitatea, întrucât judecătoria Slatina se va muta în clădirea care a aparținut Băncii Naționale Române. Însă, având în vedere că este vorba despre un proiect amplu, lucrările vor demara în 2 sau poate chiar 3 ani, spun magistrații, timp în care aceștia își vor desfășura activitatea în aceleași condiții. Pe lângă faptul că această casă va fi restaurată, va avea loc și o extindere care este obligatorie pentru clădirile cu astfel de destinație. Mai exact, vor fi făcute spații speciale pentru ca justițiabilii să nu se întâlnească cu magistrații, reținuții ori condamnații atunci când vin la instanță. Vestea bună este că studiul de fezabilitate a fost avizat de către Compania Națională de Investiții. Suntem în faza în care s-a avizat studiul de fezabilitate la Compania Națională de Investiții și urmează să trecem la următoarea fază de proiectare, care înseamnă proiect tehnic și detalii de execuție, pentru care noi avem termen anul ăsta. Construită în anul 1908, clădirea Băncii Naționale este un monument istoric care face parte din centrul vechi al Slatinei. Imobilul se află acum într-o stare avansată de degradare și, potrivit specialiștilor, necesită lucrări serioase de reparație. Acestea vor demara în primăvara anului viitor.